Heidi, fetița munților, de Johanna Spyri. Fragment. Într-o zi, dis de dimineață, un fluierat strident a trezit-o pe Heidi din somn. Când a deschis ochii, o rază strălucitoare de soare, care se strecura prin ferăstrui capodului până la culcușul ei, făcea ca totul în jur să lucească de parcă ar fi fost poleit cu aur. Fetița s-a uitat uimită în stânga și în dreapta, nemai știind unde se află. Auzind Însă, vocea bunicului care o striga de jos din camera de sub pod și-a adus aminte de toate întâmplările prin care trecuse cu o zi în urmă. Urcușul pe panta abruptă a muntelui, alături de mătușa ei, casa bunicului, caprele, amintirea celor văzute și gândul că mai erau încă atât de multe de aflat, iau umplut inima de bucurie. Mai ales ar da de nerăbdare să le vadă cât mai repede cele două căprițe. Așa că a sărit sprinter în picioare, s-a îmbrăcat, a coborât scărița de lemn până în cameră, apoi a ieșit în fața cabanei, în aerul curat al dimineții. Peter, băiatul care mergea cu animalele la păscut, era acolo, cu turma, iar bunicul tocmai deschidea staulul să iasă micuța lebădă și pui de urs. Heidi a alergat în întâmpinarea celor două noi prietene ale sale, dându-le veselă binețe. Vrei să mergi și tu cu Peter ca să duceți animalele la păscut?" a întrebat-o bunicul. Cum să nu?" a sărit în sus de bucurie fetița. În cazul ăsta, du-te mai întâi de te spală, doar nu vrei să râdă de tine soarele de sus din cer." i-a răspuns bunicul. Uite, ai acolo ligianul și un ștergar." Heidi s-a grăbit să se spele. Între timp, bunicul a intrat în cabană și l-a chemat pe Peter. Ia vino, prinț al caprelor, aduți și sacul de merinde. Hai, deschide-l, ce stai să te uiți? A tunat bunicul cu vocea sa puternică. Peter l-a ascultat și a privit, uimit, porțiile pe care bunicul îi le îndesa în sac. Doar pâinea era de câteva ori mai mare decât o obișnuită felie neagră pe care o primea în fiecare zi. Apoi bunicul i-a pus și brânză și caș dulce. Și fii atent, Peter, când va fi vremea amiezei să-i dai fete niște lapte proaspăt mulți. Uite și o cană și ai grijă să nu cadă de pe vreo stâncă. E clar? Tocmai când bunicul rostea cuvintele acestea, a intrat și Heidi. Gata, bunicule, a spus ea. De acum soarele nu va mai râde de mine. Se frecase bine cu ștergarul pe gât și pe obraj, de ei se înroșise pielea, iar bunicul o privea zâmbind în barbă. Nu, nu, nu o va râde, dar ține minte, diseară va trebui să te speli din nou, căci joaca pe munte și zbenguiala toată ziua te vor face neagră precum smoala. Gata, hai, porți la drum! Heidi și Peter au plecat bucuroși în sus, pe munte, spre locurile de pășune. În urma lor, turma se răsfirase în tot locul. Peste noapte, vântul împrăștiase norii de pe cer, și acum voltea atât de albastră, și aerul atât de limpede, încât Heidi privea cu nesați culmile înzăpezite din depărtare. Haide, mai repede, a spus Peter, mai avem destul de urcat. Frumusețea muntelui a amețit-o atât de puternic pe fetiță, încât că era să uite și de Peter, și de capre. Se simțea trasă în toate părțile, zburda când aici, când colo, adunând flori cu gândul de a-și înfrumuseța podul cu culorile minunate ale pajiștei. Niciodată în viața ei, Heidi nu mai văzuse vreodată niște flori mai frumoase mule roșii ca sângele, gențiane, calbastrul ca cerului și trandafir de munte cu petalele lor ascuțite, toate zâmbindu-i în soare. În curând, șorțul s-a umplut de flori multicolore. Lui Peter, în schimb, nu mai de lerga după flori, nu i avea destulă bătaie de capul căprițele care săreau și se împrăștiau care încotro. Trebuia așadar să pocnească mereu din bici, să le fluiere, să le cheme ori să le certe. În plus, bunicul îi spusese să fie atent la Heidi, așa că nu mai știa încotro să se îndrepte. Heidi! Hei! Unde ești, Heidi? A chemat-o băiatul la un moment dat cu glasul tulburat. Fetița nu se mai vedea. Aici sunt!" i-a răspuns ea, dar nu se vedea niciunde. Se așezase în dosul unei movilițe și, culcată pe spate, admira cerul și respira aerul îmbălsămat de florile pajiștei. Să nu pleci prea departe!" i-a strigat Peter. Și ai grijă să nu cazi de pe stânci!" Care stânci?" a răspuns Heidi fără să miște un deget. Mai sus, sus de tot, acolo unde se avântă vulturii. Nu vrei să-i vezi?" Atrasă și încurajată de această promisiune, Heidi a venit numai decât. Ținea cu amândouă mânuțele șorțul plin de flori, să nu le piardă în iarbă. Când, deodată, un țipăt ascuțit a speriat-o pe fetiță. Pe deasupra capului, o pasăre uriașă zbura în cercuri prin aer, scoțând niște țipete înfricoșătoare. Peter, Peter, ia uite!" a strigat speriată Heidi. E vulturul!" Băiatul a sărit în picioare, dar deja pasărea se ridicase din ce în ce mai sus spre cer. Pe când amândoi priveau țintă în sus, fulturul a dispărut în spatele munților. Unde s-a dus?" a întrebat uimită Heidi. Acasă, la cuibul lui." Este acolo? Sus? Serios? O, trebuie să fie minunat să trăiești acolo sus, pe piscuri!" a exclamat Heidi. Dar de ce țipa așa de tare?" Pentru că... pentru că așa trebuie." a spus Peter mai degrabă încurcat și s-a întors la oile sale. Peter, l-a rugat Heidi, spune-mi cum le cheamă pe capre. Imediat, băiatul le-a arătat una câte una. Cea mai mare, care le împungea pe toate celelalte cu coarnele ei puternice, era turcoaica. Nici o altă capră nu îndrăznea să o înfrunte în afară de țap, căruia îi zicea Sky și care îi impresiona prin îndrăzneana lui. Cea mică și albă era bulgăraș. Aceasta a behăit atât de jalnic încât Heidi a alergat iute și a luat-o în brațe. Plânge pentru că mama ei a fost ieri scoasă din turmă și dusă la piață, i-a explicat Peter. O, săraca bulgăraș, a spus Heidi, nu mai plânge, dacă te mai supără ceva, să vii la mine. Bulgăraș a părut a înțelege că plânsul ei fusese în sfârșit ascultat de cineva. Căci s-a cuibărit în brațe la Heidi. Cele mai drăguțe dintre toate sunt micuța lepădă și pui de urs, a adăugat Heidi. Asta cam așa e, a recunoscut Peter. Asta pentru că. Hei! a țipat el deodată alarmat. Apoi, dintr-o dată, Peter a fluierat și a strigat ceva în gura mare. Chemarea aceasta nu a avut niciun înțeles pentru Heidi, dar pentru căplițe efectul a fost imediat. Au sosit în goană, una după alta, adunându-se în jurul copiilor. Fetița a dat și abuz în mijlocul lor, încântată de cât de frumoase erau. Unele pășteau acum liniștite, altele se hârjoneau, împungându-se. S-a apropiat apoi de fiecare în parte, încercând să le deosebească și să le cunoască după semnele de pe blănița lor, ori după firea acestora, căci, după cum aflase, fiecare oiță se purta diferit. Între timp, Peter a venit cu sacul de merinde și a așternut o pătură aspră. Și el și Heidi s-au așezat, apoi băiatul a împărțit pâinea și brânza așa cum îi spusese bunicul. A mulț-o pe micuța lebădă și a așezat cana cu lapte proaspăt la mijloc între el și Heidi. Haide, ia și mănâncă!" a ambiat o el. Astea sunt ale mele?" a întrebat fata. Da, bucățelele astea sunt ale tale și laptele este tot al tău. Să-l bei pe tot!" i-a spus el serios. Heidi a înfulecat cu șapte guri și a dat cana cu lapte pe gât dintr-o suflare. Peter i-a umplut-o din nou. El însuși era puțin stingher, căci nu mai căpătase niciodată atâta mâncare de la bunicul. Ia, Peter, asta e pentru tine!" l-a încurajat fetița. Flămând, Peter a luat pâinea și brânza și a mâncat pe săturate cum nu mai mâncase niciodată până atunci vreun păzitor de capre pe muntele acela. Ziua a trecut destul de repede și soarele a prins a coborâ dincolo de culmile munților. Heidi privea. Totul era atât de nou pentru ea, apoi s-a așezat în iarbă, mângâind covorul des și verde ce sclipea în bătaia ultimelor la raze ale asfințitului. Deodată, însă, fetița a sărit în picioare, exclamând: Ia uite, Peter, au luat foc munții! Cum? a întrebat băiatul. Uite, uite acolo, totul arde stâncile, brazii, zăpada, toate au luat foc! Așa e aici, în fiecare seară la asfințit, a spus Peter liniștit. Nu este un foc adevărat. Bine, și atunci, ce e acolo? l-a întrebat Heidi, rugându-l din priviri să-i dezvăluie misterul. Nu-i nimic ce să fie, doar că așa se întâmplă când apune soarele. A încercat el să o lămurească. Va fi și mâine, tot la fel. Heidi nu mai putea de încântare, văzuse atâtea lucruri minunate într-o singură zi, cât de multe va avea de rânduit în căpșorul ei diseară până ce somnul o va cuprinde. La întoarcerea acasă, când fetița a dat cu ochii de căsuță, a rupt o lagoană spre bunicul, care ședea așteptându-i pe băcuță sub brazii cei bătrâni. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!